Traficul și consumul de droguri sunt o realitate în România, iar numărul tot mai mare al consumatorilor, în special din rândul copiilor și tinerilor, este un semnal de alarmă care ar trebui să îngrijoreze întreaga societate. Lupta împotriva drogurilor, despre care se tot vorbește, are nevoie însă de strategii clare, concentrate atât pe destructurarea grupărilor infracționale care se ocupă cu traficul de stupefiante, cât și pe asistența de specialitate care trebuie acordată celor care cad pradă consumului. Prezent luni la evenimentul Viitorul se construiește azi, sănătatea unei națiuni pleacă de la sănătatea copiilor noștri. Premierul Marcel Ciolacu a atras atenția în mod special asupra pericolului care planează asupra copiilor. Profit de faptul că am în față toți actorii implicați în asigurarea sănătății copiilor noștri și vă rog să vă aplicați cu atenție asupra unei teme esențiale: consumul de droguri în rândul copiilor. Mai întâi ca părinte și apoi ca prim-ministru, cred că lupta cu drogurile trebuie să treacă la un cu totul alt nivel. Și fac apel către toate ONG-urile implicate. Trebuie să intensificăm prevenția. Este inadmisibil ca asociațiile care derulează campanii de prevenție să nu aibă acces într-o școală, pentru că nu este bine pentru școala respectivă. Eu spun foarte clar, acesta este cel mai mare flagel, iar copiii noștri trebuie să știe care sunt riscurile consumului de droguri și cum să se ferească de ele. Și am să vă rog să-mi spuneți de fiecare dată când întâmpinați greutăți în a intra într-o școală pentru a le explica copiilor că drogurile nu le rezolvă problemele, ci de fapt le creează altele noi, mai grave. În context, șeful executivului a declarat că îi se pare normal ca Agenția Națională Antidrog să treacă la Ministerul Sănătății, pentru că tinerii care cad pradă drogurilor trebuie ajutați de specialiști în domeniu.